Mai întâi de toate, întrebarea nu se abordează corect. Fiindcă, conform articolului 401, 40, prim, a legii de învățământ, Consiliul Local poate decide reorganizarea, crearea sau reformarea sau închiderea instituții. Dar nici de cum trecerea unor clase dintr-o parte în alta nu e în competența noastră. Nu e reformare. A doilea. Reformare. Liceul teoretic Matievici este la bilanțul Consiliului Raional. Școala primară este la bilanțul primăriei. E funcțională, conform nouilor tarife, e poate să se întrețină și eu propun că îi s-o lăsăm la bilanțul și să întrețin și să funcționeze așa cum funcționează. În afară de asta, școala cu 3 sau 4 ani în urmă, obținut un grad de la FIS, unde primăria s-a obligat, pe timp de 15 ani, nu se schimbi destinația. Adică o să rămână, ca școală de grădiniță. Dacă e numai grădiniță, de-aia nu se schimbă destinația. Deci eu propun să respingem acest proiect din lege și școala să funcționeze așa cum funcționează. Problema liceului urmează a fi rezolvată altfel. Interesant de nu voi. Domnul Fiescu. Cine pe întrebarea dată mai are propuneri de discuție? Da, noi votat în public, atunci aș era foarte normal, dar vreau să știu și posibil de știu informații, doamna Zaițar sau noastră ca profesoară, să știu că au apărut o hotărâre de guvern, au cea la unii scrie că școli primare, cât și liceele trebuie sub ordine Ministerului Rosă Sănătății. Dar de la 1 ianuarie 2013. Formuleți în măsură posibilității cum e scris. Finanțarea instituțiilor vor fi centralizat prin direcție de învățământ. Și nici de cum nu e instituție. Haideți, și încă plus la toate astea, eu vreau să înțeleg. Eu am fost la ultima ședință la Consiliul Raional, cum s-a discutat și vorbit foarte convingător, într-adevăr, și domnul Pandara. Consiliul Raional, și consilierii Raional au lăsat pe seama Consiliului Local problema asta. Consiliilor locale, pe care considerăm și spune legea. Și ne rezolvă problema. Îmi pare rău că nu am la dispoziție articolul 41. În competența Consiliului Raional ține de organizarea, de formarea, reorganizarea liceilor teoretice. Dar și ei sunt de gimnazii, școli primare și grădiniți, din competența Consiliului. Domnul Dandăran ne-a propus să creăm un plan de reorganizare a instituțiilor întreg raionul. Noi nu avem această competență. Această competență ține de Consiliul Local. Și ce am spus eu la Consiliul Local, și-au confirmat și alți colegi de ei, și noi am luat numai ca act intențiile și direcții de învățământ. Are un plan de reforme? Nu are. Dumneavoastră sunteți consilier a primării. Ați aprobat ceva odată? Da, am înțeles. Noi avem o școală și un liceu. Și printre alt, și liceul Ștefan cel Mare și școala primară vor fi funcționale și după optimizare. Și el trebuie să funcționeze așa cum sunt. Și celelalte dureri de cap. Să se gândească domnul ministru că e liceul teoretic Matei cel lui. Toate așezăminte de învățământ, absolut toate, și noi avem circular, și la școală am primit-o, că de la 1 ianuarie 2013 vor fi la Consiliul Regional, adică la Direcția Națională de Învățământ, finanțarea toată. Păi deci, dacă va fi finanțarea toată acolo, îi doresc și vor acum să facă niște optimizări ca să-i poată finanța aceste școli, aceste așa, instituții. Pe de altfel, nu, bugetul nu a să fie cât vrem noi de acum. Bugetul a să fie niciodată, a să fie după numărul de copii și undeva, schimb de 6.000 și atunci voi încheia, s-a terminat. Deci, e schimbul, dacă de acum, doar cum spune domnul Steață, că bataie de cap să fie guvern sau să fie luată să cate resurse, păi stați-o necuțit, că le-a cătat aceste resurse, dar sunt resursele enorme. Și poate nu gândești ca eu tot sunt obișnuită, că eu fac 30 de elevi lecții și la șânta faci cu 3-4 elevi lecție. Și nu sunt obișnuită? Sunt obișnuită și că primesc același salariu, plătesc de ce
putea să am 20, 15 care știu că au carte. Dar de 4 poate să ai niciunul carte. Și de atâta, eu sunt pentru optimizare. Sunt pentru. Știți, una și bună. Dar școala... Da! Noi vorbim de două lucruri diferite. Noi vorbim de o școală cu 4 vorbim de o școală care e plină, înțeleagă de plină, de plină, de plină. Noi vorbim exact de același lucru. Da. Acum, pune la vota. Cine e pentru aceea că din școala primară, din școala grădiniță primară să fie reformată în grădiniță și elevii de la clasele primare să treacă liceul Matei, rog votați. Și? 2, 3 pentru. Cine împotrivă? 1, 2, 3, 4. Și unul s-a obținut de slavă, da? Deci nu trece întrebarea aceasta. Așa, următoarea întrebare. Următoarea aceea decizie care cu privire la recunoașterea dreptului de proprietate a atârcii. A unității administrativ teritorial. A unității administrativ teritorial. Deci... Nu l-a dat proiectul. Aveți la proiectul? Aveți decizii. Nu, azi ne l-a dat și nu am reușit să-l privim. Nu, mă, eu dat la reușitență prezentată de ieri. Aici o văd ieri. Da, da, la ce v-ați spuneți, cum a fost. Cătați, cătați, este o fost. La de la asta a fost. De avizul comisiei, cineva poate să posibile, dacă este... Avizul comisiei trebuie să-l facem pe noi, noi, pe domnul Braierele și am văzut propunut, trebuie să-l semnez. Domnul Braierele, o să spus mă tine. Domnul Braierele n-are că lucră. Și faci în cuvântul? Gata! Dacă avizul este și întrebarea se pregătit, tot dumneavoastră a spus mai sus că se examinează. Ai vorbit foarte sus, de avizul și cu avizul. Cu avizul am vorbit cu privința lui... Și finanță nu e. Hai să vedeți-vă voi să vorbiți fiecare, vă rog frumos. Asta am întrebat. Eu nu am asistat, nu am fost invitat să asist la această... Astăzi dimineață, domnul Bairele de dea să-i scălezi un aviz. Dar ce fel de aviz nu știu și nu aviz. Avizul la cele lui Luciprime de a vă convite. Și eu am fost. Și l-am întrebat domnul Părere, pentru că este avizul și eu. Este avizul și avizul pozitiv. Da, da, da. Nu e vorba de Ciprime. Este vorba de Ciprime. Dar e gândirea lui Ciprime, nu vorbim de Ciprime. Noi vorbim de decizia... E unul și aceeași oameni buni. Sunt prima etapă, merge recunoaștere. Da, 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 deci cine e pentru aceea ca privire la recunoașterea dreptului din proprietare a unității administrative teritoriale, poftim votați. Și următoarea întrebare care vreți, nu vreți, reiese din aceasta. Da, da, da. Cine pentru că cine este locul scris? Privire la cere cetățeanului Ciuprienă de recunoaștere. Nu, a fost de vânzare. Reformare. Da, referă la procurare, cel de teren. Cine fie, să fie de acasă. Te bine, să vă mulesc, să vă mulțumesc. Așa, gata, voi te le-am terminat. Acum cu decizia doamnei, cu cererea doamnei Zaițelă. Ce facem dacă nu avem decizia? Stați un pic. Nu avem decizia. Nu avem decizia. Și aviz nu avem. Avizul la proiectul decizii este? Este. La comisia... Clava, voi ați dat aviz la... Da, acolo citit la tine, l-ați ascultat. Și despre ce este vorba? Noi n-am dat aviz, că adică dăm aviz pozitiv până la prezentarea actelor justificative. Și doamna a prezentat actele. Așa. Și... Dar avizul este, nu contează, pozitiv, negativ, dar să stăm subiectul. Da, să-l scriem, să vedem ce facem procesul. Noi expunem părerea noastră. În aviz nu era scris a doua parte, repet. În procesul verbal, pe lung s-a desfășurat cum s-a discutat la această întrebare, dar în aviz nu era. Dar trebuie să doar domnule președinte, domnule președinte, eu am început cu vorba. Doamna Clavă, ne-ați propus
Introducem voi, puteți să explicați la dacă aduce certificatul ăsta, nu-i l-a adus și noi. Dar este cilindrii de... Să argumentați, puteți argumentați necesitatea, ca și consilier. De asta sunteți inițiatori, ați introdus-o în ordine de zi. Explicați nou, să ne dăm votul. Și să se luați și să vă mulțumim. Vă rog, vă rog. A venit cu o cerere pentru de a-i respecta indemnizația unică ca a funcționat. Doamna depune actele la pensionare și are nevoie până a depune actele să-i fie dată suma dată, pentru că suma asta nu trebuie să recunoscută. Dar dumneavoastră ați avut proiectul decizie la întrebare, n-ați avut în comisie? Am avut la comisie neori, să discutăm la cerere. Hai, zi. Eu vreau să spun că ce iar te întâlnim cu manipularea primarului. Doamna secretară, din luna martie, s-o vede cum s-a acționat. Eu sunt primar sau sunt secretară? Dar sunt secretară. De ce mă întrebați? De ce e primar? Dar când trebuie niște lucruri, le găsesc. Când nu trebuie, nu le găsesc. Când noi nu suntem la Consiliu, suntem demotivați. Bine, atunci eu fac, dar vă asigur că eu nu contrasez decizia ta. Pentru că nu am ce contrasemna. Vă rog frumos, domnul consilier. Dacă îmi permiteți să mă înțelegeți foarte clar și doamna Zaitsev și domnul consilier, eu nu vreau să înțeleasă greșit. La comisie, la fel, v-am explicat. De asta, atunci, la comisie ați venit cu propunerea ca să fie introdus în proiectul 10-2 cu privire la alocarea surselor financiare de sol disponibil și acest punct. Și acest punct. Corect? Da, așa e? Corect? Acum, ce se întâmplă? Dumneavoastră ați votat să fie exclus această întrebare și încătând la asta, voi discutați ulterior. Pe bază de ce? Și te rog mult, stimată secretară, să nu duci Consiliul în eroare și să trebuie să-l faci. Oricum nu faci în palat, dar eu mi-am spus sănirea mea, dar sunt greșit, vă rog, este cilindrile cilindrile astăzi, dar nu spune că sunt manipulate. Tot la fel asta. Doamna, 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 așa au propus cum au vorbit până acum doamna Cristina. Dar eu m-am sculat și până la urmă am votat să fie o decizie separată. Dintre bariera. Odată și... Propunerea să vine, propuneți. Odată ce e, ce e introdus în ordine de zi, noi o supunem de spatele și o depunem votării. Da, da. Și cu consilierii votării. Poftim, doamna Valentina. Cu consilierii și spun votul. El deja este în ordine de zi. Doamna Valentina. Adică, ne pare rău că eu vorbim mult și nu știu cum așa se primește. Cam e bună răzăși. Noi am fost în prezență doamna Pavla și practic am stabilit și în prezență doamna Cristina, chiar am și avut suportul ei ca juristă. Am întrebat dacă țineți, dacă e în limita legii. Doamna era explicat foarte simplu și nu o să... Și acum cred că vedeți că ne explic tot așa. E garantat de lege indemnizația asta, așa doamna Cristina. Și noi nu avem dreptul să nu-i dăm omului. Una, dacă rămâne de colectare la niște documente, chiar noi am propus în comisie, ședințe de comisie, mai multe variante. Dar noi să nu-i respingem ei în comisie sau în proiect decizii să fie stiare. Dar chiar s-o propus așa, să prezinte documentele nu la Consiliu și nu la Comisie, dar în contabilitate, contabilului, da. Înainte, dar este scapulat, trebuie să scrie, asta s-a vorbit atunci, asta am spus atunci și asta spun și acum. Și îmi pare foarte rău că am spus deschis spun și acum, niciodată nu mă refuz de la ceea ce am vorbit. Și îmi pare rău că ceva se întâmplă, nu înțeleg care e problema, oricum suma asta, care intenția, oricum o să-i sachide, că noi atunci am analizat diferite variante. Doamna, dacă a dat-o judecat, doamna, cineva a vorbit despre Fatima de 1000 de dolari, iar eu azi mulți scârte, vreau să mă înțelegeți corect, sincer, și mă repet încă o dată, și încerc scuz dacă mă repet, dar vreau să mă audeți, să mă ascultați corect. Eu nu mă dezic de ceea ce am spus și în ședința comisiei. Și nici acum nu vreau să joc așa cum sunt insinuate de unii consilieri. Eu vreau să fiu înțeleasă corect. Că și atunci, cât și acum, repet încă o dată, nu sunt respectate în momentul
documentele de procedură, atât. Nu evenimentul în sine. Da, este garantată indemnizația de lege, da, nu aveți un control, dar trebuie să fie alocată. Eu asta spun, am spus-o și am să o repet. Da, sunt încălcate momentele de procedură. Nu a fost făcut un proiect decizie, nu este un aviz asupra acestui proiect decizie. Atunci în ședința comisiei s-a propus ca să fie o parte a acestei decizii în întregime care dumneavoastră în aceea ați votat ca să nu fie supusă dezbatere ședință și atunci îmi pun întrebarea. În baza la ce acum dumneavoastră atât mai mult s-a propus să se exclude de ordinea de zi, întrebarea cu numărul care trebuie din asta, dar totodată mai a venit o funcție ca să includă ca suplimentară ordinea de zi. Noi mai practicăm includerea acestor probleme pe parcursul ședinței și nu așa de evident să se cere proiect de decizie. Doamna vicepreședinte, la dumneavoastră, ca secretarul primăriei, nu a apărvenit cererea doamnei vicepreședinte. Asta de trebuie. Și stați-o un moment. Dacă au fost la președinte și eu, la primar, înseamnă că eu trebuie să fie obligatoriu înscrisă în registru la secretar. Toate cererile, toate documentele prezentate primarului trec prin înregistrare. Eu nu pot spune, dumneavoastră trebuie să verificați. Plus de asta, dacă a fost ședința comisiei și s-a discutat și dumneavoastră ați fost acolo, dumneavoastră vin atribuțiile dumneavoastră. Sunteți obligat ca să propuneți consilierul proiectul de lege în baza discuțiilor lor. Tot dumneavoastră pregătiți ședința consiliului. Dumneavoastră pregătiți. Mi-e pare rău că dumneavoastră sunteți tânără, poate și... Dar chestia cum se întrece e că... Abilitatea, articolul cât? 18, 19, că atribuțiile secretarului este de a lucra cu Consiliul, de a elabora proiecte de decizii, împreună cu Consiliul. De a asista sau consulta? Nu sunt obligată de a asista, corectul spus eu acum am să formulez un proiect de decizii, dar dacă dumneavoastră și eu ați găsit gramatical incorrect, și pur și simplu vreau să spun o chestie. Dumneavoastră aveți drept, poftim. Dar pun întrebare iar și mă întorc la procedură. Avizul nu este la ceea ce abia dumneavoastră acum vreți să o formați. Este avizul. De ce nu sunt înțeleasă? Nu înțeleg. Da. Eu vă rog mult, stimați consilieri, că atunci când noi am întărit, vă rog atenție, atunci când noi am întărit ordine de zi, în sală era reprezentanță, vă rog mult, camera scrie și scrie clar, și lasă poporul să știe. În sală era reprezentanță Partidului Liberal, în sală era președintele, nu știu de la care partid, dar a funcției, a comisiei de buget, și doamna a spus că este vis, este vis. Și de ce au fost pus în ordine de zi? Noi acum nu putem scoate din ordine de zi. Noi ne putem expune asupra întrebării. Și noi trebuie, doamna președinte, vă rog, supuneți votului. Întrebarea asta. Da, eu propun ca conținutul decizii să fie de a aloca doamnei Zaițeva, Svetlana Dmitri, cum se cheamă? Indemnizația unică care este prevăzută în conformitate cu legea, articolul 42, punct 3, numărul 158, din liniuță 16, din 407-208, cu privire la funcția publică și suma este de 31.308,75 de bani. Și rog, din fondul sub... disponibil și rog susținerea colegilor. Așa, stimați colegi, vreau să zic că noi punem la vot această decizie noastră, care facem noi acum. Însă, uitați-vă, noi punem la vot și eu susțin și pentru aceasta să dăm. Dar noi nu avem anterior nici proiectul, nici avizul. L-am formulat. Poate terminăm cu toate întrebările și rămâne comisia la urmă după 5 minute și facem supuneți votul în întrebare. Proiectul de decizii care l-am formulat anterior. Aici este doamna secretară. Aș urmă doamna secretară.
trebuie să scrii când eu vorbesc. Da, dumneavoastră, eu vă citesc. De a lucra, doamne, Zaiță, vine Zaiță, vine că nu ascultă. Eu exact așa o tăpesc. 42, 3, lege 158, cu din soldul disponibil. Asta dumneavoastră ați citit. Asta scriu. Scrieți-o dumneavoastră. Păi, eu am impresia, doamnă secretară, nu prea înțelege da. În ce funcție da. Ați vrea. Permiteți-mi pentru asta să reformulez întrebarea. De a aloca doamnei Zaițeva, Svetlana, indemnizația unică ca funcționar public în conformitate cu legislația în vigoare. În sumă de 31.308,75 lei din fondul disponibil. Nu trebuia. În conformitate cu legislația în vigoare. Deci, doamna secretară cunoaște. Asta o face dumneavoastră. Deci, și vreți? În conformitate cu articolul 14 a legii. Să vă dichez? Nu cunoaște. Nu mi-e așa, cine pentru a aloca doamne Zaițeva indemnizație unică de consilier e funcționar. Funcționar public, poftim votați. 1, 2, 3, 1, așa, următoarea întrebare. E constituire a Consiliului Local de Drept aici. Da. A, doamne, da. Dacă se poate cu Consiliul, cu drepturile copilului. Așa. Anterior, activa în cadrul primăriilor și în cadrul, adică comisia, cu drepturile copilului, comisia, copii aflați în dificultate, comisia pentru menor și moral. Acum, de la domnul Leșanu, care se ocupă cu protecția copilului, drepturile copilului, a venit azi dumneavoastră cu niște documente venite mai de sus, aceste trei comisii să le punem într-un consiliu, care se numește Consiliul Local pentru Protecția Drepturilor Copilului pe lângă Primăria Șoldănești. Adică să nu fie trei comisii, dar să faci un consiliu. Aceste trei comisii se ocupă cu aceleași întrebări cu drepturile copilului și cu copilul aflat în dificultate și cu minori și tot. Adică toate aceste comisii unim într-un consiliu. Și la propunere este componența nominală a acestui consiliu și este regulamentul. Eu l-am dat și la comisie, a fost vizitat acolo în regulament, fixarea asta, în tot regulamentul, cei ce sunt într-un clar. Eu gândesc, stimați consilieri, că este clar aici, domnul Culescu, că este clar și cred că această comisie este necesară și într-adevăr este necesară că noi suferim școală de această comisie când nu lucrează. Cine pentru, vă rog să votați. Da. Acum mai avem noi o întrebare. Aveți vestea, doamna Danisa? Uitați-vă ce vă rog eu, personal, toți consilieri. Ultima întrebare aceasta care mă doare și pe mine și de fiecare dată, că să-i puternicim în sfârșit, domnul primar, să modifice de pe un articol pe altul în interiorul instituției. Nu e așa legea. Este așa legea, că noi când atunci ne-o citim și am văzut că este de articol și sunt. Este de la președintele Raimondului. Este. Acolo este mai mult. Că el poate în interiorul instituției și între instituții. Ceea ce noi nu vrem între instituții, dar nu vrem numai în interiorul instituției. Domnul președinte, stimați consilieri, noi am vorbit la tema asta de multe ori, m-a ascultat dumneavoastră. Da, da. De multe ori am vorbit. Domnul primar, vai Bulgaria, ba nu știu unde, nu vine la lucru, nu pe loc, nu știu. Dar eu am când se viu ca să fac un loc, nu fi caz de potriviu să fac o lecări la primul. Nu, dar nu, el nu e adresar, aș fi scris. Eu aș propun și aș vrea să-mi o modificare mică. Să rămânem așa cum e, când suntem de carta, că venim în orice zi. Trebuie modificări, trebuie cu ce fiecare să-l aplicăm pe fiecare să-l vină. Dar dumneavoastră, el îmi trebuie ce vă la fel de la consiliu. De ce nu a fost? El n-are când lucra cu șapte, dar nu are când lucra cu unul. Și noi, eu de gata de un pic, care nu-i fac modificări. Sunteți proști și contra. Să vă punem întrebare.
Până la vot. Domnul Steascaru, hai, până la vot. Cine-i pentru ca să-i dăm domnului primar credințarea cu dreptul de semnătură în interiorul instituției? Vă rog, votați. Eu, ca specialist, votez pentru. Trebuie, da. Eu știu ce înseamnă, dar eu nu. Ori să lucrăm cum trebuie, ori într-adevăr ne prăștiem și facem altă ședință, dar așa nu merge. Să votați, trebuie. Care e împotrivă? Dar să știm cât se va... Cine sunt împotrivă? Cine sunt împotrivă? 3 pentru 5 împotrivă. Ordine de zi ai explicat? Raportul de activitate poliției. Nu, nu e ocupat, a spus că nu. Dacă nu a venit, înseamnă pentru data viitoare. Da. Modificării comisiilor. Modificării comisiilor. Când am format Consiliul actual, doamna Cristina nu era, trei consilieri constituanți nu erau și noi i-am inclus în comisie cum am dorit noi, contrar voinței lor. La ziua de azi, cineva se consideră specialist în domeniu, cineva în alt domeniu. Eu consider că noi să nu facem toate chestia, am făcut proiectul de ce el este. Intenționat, ai inclus în fiecare 6 comisii, doi reprezentanți și doi consilieri a Partidului Liberal, pentru că sunt 6 consilieri, intenționat, dar vom lăsa câte două în fiecare comisie. Și restul toate formațiunile politice, câte unul, acum acolo, convenit, credem 5 consilieri și 6 comisii. Nu trebuie să fie nicio sfadă, pur și simplu, eu am scopul unde a fost în eu, ca să fiecare să fie reprezentat toate forțele politice în toate comisiile, știm ce se face. De pildă, comisia, cum se mai numește, e care pentru... Finanță, drept. Teritoriului și... Amenajarea teritoriului și a mediului. Eu sunt membru a comisiei, n-am fost niciodată invitat la comisie. Ce fac, cum fac, numai lor. A dispozitiv și la vot. Și din comisie vora, pleacă. Și nu știu mai departe. Și la vezi. Eu așa îmi propun, că în fiecare comisie, intenționat, să mă repet de vreodată și am să mă repet pentru Partidul Liberal, a pus câte doi consilieri în fiecare comisia lor. Ei sunt 6 și trebuie să fie corect și logic. De ce eu, totuși ca inițiatorul pe astea, am votat-o și am pus-o pe unul de zi, dar propus o contramandare pentru ședința viitoare, ca să fie toți, cred că o să ne limpezim la cap și noi și ei și să votăm toți împreună această decizie. Dar putem să-i dăm, doamne Cristini, ceea ce mai poate dați noi, ca să fie dată viitoare? Da, da, da. Este intenționată, ca să vă spun, Partidul Liberal, și eu propus o contramandare pentru ședința următoare. Deci dacă raportorul propune ca să fie contramandat, vă rog pe cine pentru aceea să contramandăm această întrebare. Unanim. Așa, altă întrebare ce mai avem aici, Andrei? Da, deci, da, modificare. Aprobarea statelor pe viață. Aprobarea statelor pe viață. Doamne, hai. Da, domn știe, mă, cum. Da, vă dat un informativ în călcarea care este la moment. Intenționat eu am făcut și o notă informativă, o vieță de fiecare în față și îi explic care e problemă. Adică statul de personal la piața municipală s-a făcut hotar prevederilor unor legi și care pe parcursul la o perioadă de timp au venit niște modificări de care nu s-au ținut cont la formarea statelor personal. Și încă, din alte motive, am inițiat problema dată în Consiliu, eu, fiindcă întrebarea dată a fost adresată la ședințele precedente, dar noi am îndreptat-o la reexaminare în comisii, tot de mai este considerente că nu erau... era foarte departe statele de personal, de realitate și de fapt nu se îndeplinesc niște acte care se numesc state de personal. Da, niște schițe, niște poate să vadă ce-o prezentat pe la Duță și cum ar trebui să arăte niște state de personal. Asta și-o prezentat pe la Duță și așa avem noi. Plus, la toate astea, ținând cont de faptul că de două ori
Mă auziți? Da, de două ori au fost prin legea 165, eu arăt în nota mea informativă, prin legea 165 și prin alte legi au fost modificat salariul tarifar de funcții pentru categoria 1 de calificare. Au fost la 1100, în 2010, de la 1 martie, 9 martie, și de la din data din 1 mai anul curent, s-au modificat salariul tarifar de funcții de la 1100 la 1300. Aste probleme nu ați ținut cont palatuță în lista de tarificare și remunerarea muncii. Plus la toate astea, conform legii de 743, adică s-au mai modificat niște termeni din noțiunile astea de retribuire. El prezintă schema de salarizare, când prin legea 743, schema de salarizare este schema de retribuire a muncii. Prin lângă toate astea, adică dacă am examinat clasificatorul unic a Republicii Moldova și am văzut unii la care categorie se atribuie activitatea pieței, studiind bine regulamentul lor, genul de activitate, păi am văzut că sunt niște abateri foarte mari și de la coeficienți. Noi am discutat, au fost prezenți, nici nu mai știu faci să mai spun cine au fost prezenți acolo, la ședința de comisie, dar am crezut de acord majoritatea, am făcut și eu consultații pe măsura posibilităților, capacităților mele și cu doamna secretară și am convenit că nu este respectată legea. Dacă spun ceva, doamna secretară, vă rog să mă arătați, aș putea să uit ceva. Au fost exagerați coeficienții și vă spun care e problema. Adică, dacă domnul Palăduță își mărește coeficientul lui de la 3 la 4, îți primează 5200 de lei, când contabila rămâne cu 2000 de lei, așa cum a fost. Dacă domnul Palăduță își face 5200 de lei, taxatorul rămâne cu 1300 de lei, așa cum a fost. Paznișii, dacă Palăduță are 5200 de lei, la paznișii, el puțin nici nu, o ținut cod de salariu tarifar de funcție pentru categoria 1 de salarizare, a lăsat 800 de lei. Asta e o încălcare gravă a legislației. Paznișii au spus că primesc 1450 astăzi. Știți cum? Merge vorba, în contrar, accentuesc la specialist. Merge vorba de salariu pentru categoria de calificare 1. La salariile astea se atribuie diferite scorul la salariu și eu explicat Palăduță, serviciile de noapte. El are salariul la 1300, dar mai faci servicii de noapte 50% garantează codul muncii și legea salarizării și respectiv o să primească mai mult. Iată care a fost intenția mea de a adică ne-am întors la problema cu listele state de personal, fiindcă până în prezent, adică până în prezent, conducătorul întreprinderii municipale Pieță a fost în concediu ordinar, din mai, nu mai știu de când, din aprilie. În dată cum s-a înaintat la ședința Consiliului State de Personal, dumneavoastră după asta a plecat în concediu. Și noi n-am putut Comisia de Finanțare să ne adunăm să rezolvăm problema cu statele în lipsa conducătorului de pe lume. Doamna Tina, de adevărat ați discutat după ce a dumneavoastră președinte? Nu, am discutat dumneavoastră înainte de ședință, le-a prezentat doamna și credem că, dar eu l-am telefonat, am... Da, da, prezența dumneavoastră și dumneavoastră nu ne-a clipat. Da, da, am venit după aceea cu dânsul nu s-a discutat. A fost la comisie, dumneavoastră. Nu, da, după aceea coeficiențe am venit, după aceea s-a conectat. Până nu i-a prezentat, adică niște coeficiențe, eu zic, da, poftim, domnul Sărbăt. Doamna, cum s-a dat proiectele este decizii referitor la modificarea schemei de remunerare și a statelor și așa se spune că e conform anexii, nu e așa ceva anexii noastre. Păi anexile sunt lege, sunt prezență. Nu, schema de remunerare a muncii salariaților, conform anexii, este schema. Noi putem să votăm, nu, așa e în conformitate cu legea, dar noi la proiect, la proiectul decizii, schema este, anexa este la proiect? Este, da, uitați-vă aici. Și iată. Dar și noi n-am putut să... Anexe, parte și el, anexe și una și altă. Doar, mai întoarce de-aia. Era la proiect, anexe. Eu am hârtie asta, mai mult nu mi s-o dat. Aia după aceea, anexe nu le-am multiplicat. Nu, sunt anexe. Sunt. Deci,
noi avem temei de a le vota aceste anexe, dacă ele corespund legislației în vigoare și comisia o dată a legi pozitiv. Doamna Valentina. Doamna, eu puteți să dai vă mărire. Ați A adus-o a doua zi, adică chiar ieri, înainte de ședința de Consiliu. Noi am analizat-o doamna Valentina și ne-am dat seama că tot greșit a făcut-o. Citiți, vă rog frumos, diferența cum a calculat noi și cum a dat-o domnul Călătuță. Noi avem... Legii salarizării întreprinderilor cu autonomie financiară și așa mai departe. Înseamnă că ne-am uitat cu doamna Cristina de Dailat, eu am variat anedul meu căutat în calculator și am văzut că e o încălcare și foarte grav. El se consideră ca unitate, nici nu mai știu, șantier din sectorul real. Înțelegeți? Sectorul real, producător de mașini, deci mai nu știu și ce, și nu s-a trebuit la categoria lui, m-am uitat și în clasificator. După legii, anexa numărul 2 se folosește la față, explicații jos, el trebuie să aibă coeficient 1.6. Salariul doamna Cristina, nu știu, dar 60% din cât? Cât acolo? 1.6, vă încercați. Dar 300 și 6 ori 1.6, 6 ori 3, 780, la 2.000 de lei. Dar eu primești 5.200. Dar el primește, nu, el cere 5.200 de la 1 mai. Îți primești că el până la momentul primit... El a primit 3.200. Nicorect? Incorrect, înseamnă că banii ăștia cumva trebuie recuperați înapoi? Eu deja v-am abordat întrebarea. Am vrut, merge vorba atât de chestii cu piața, că nu știu și cum, nu știu cum, adică am vrut pur și simplu să arăt că se fac greșeli. Am vrut să ne trag în nouă parte la Comisia de Finanțe, să nu creadă că la tot și toată lumea, că stau niște... Și totodată am vrut ca fiecare să gândească așa cum merge, să respecte legea. Pentru mine, instituția mea, și pentru domnul Badan, și pentru domnii respectivi, oamenii respecte legea și când vezi și garantează legea, nu știu și doresc ea. Iată scopul meu care a fost. Și totuși trebuie dispus aici, la Trâncăriuță, un singur moment. Da, conform hotărârii care am analizat împreună noi, așa adică ar fi calculul, că următoarea ar arăta. Dar trebuie dispus hotărârea în cauză, este cu nivel de recomandare. Am scăpat. Hotărârea guvernului, nu, altfel un pic. Ați dat recomandat. Și atâta ne gândim, zic, poate domnul Călăduț a folosit din momentul ăsta, că e cu nivel de recomandare și nu trebuie de uitat în un moment conform legii cu privire la salarizare a unităților cu autonomie financiară în numărul 847 din 2002. Deci totuși vedem că legea le permite, dacă unitatea dată are posibilitatea asta financiară. Ceea ce considerăm noi ilegal, cu domnul Călăduț nu știu ce s-a învărit doar dumnealui. Și nu la restul salariatului, la asta este altceva, la muncitori. La el nu știu. Pe mine m-a interesat. Putem. M-a spus că noi avem o decizie cu 15 consilieri care a înșelut Dimitrie domnul Tăiu. Un anim. Care a votat și Partidul Liberal. Partid consilier, te-am alocat. Consilier, bine. Am alocat 5.000 de lei să-mi angajez un jurist. Deci eu vreau să pun problema doamnei secretar și mie astăzi să plătească. Deci știind că am fost la dumneavoastră, că am luat cotă primară, decizii, contractul 1, voi și tau, că s-au făcut la piață, că nu dă voie, că într-adevăr e privatizat primărie, e privatizat în ghilimiere piața și dezastru cum fost, dezastru este și dosarele frumos merg înainte și nu știm ce o să termine. Sunt niște lucruri, eu știu că primarul nu știe, înștiințața de nume consilierul pentru că trebuie de prins decizia. Noi astăzi îi dăm lucrul adus, mai mult ne pare că nu știu ce, dar eu ca tare nu merg să fie în funcție. Eu nu știu cum să nu. Bine, dar vine el la drept de seamă, chestii, Eu nu vin.
Eu nu știu, cu cine confruntăm noi aici, dar, în Consiliu, care este interesele? Noi avem dreptul să-i stabilim dumnealui statele și, și schema de renumerare, da? Categoriile de salarizare ale țării tarifare unice, angajaților enumerat pentru personalul conducerii, dar la sfârșit, la început scrie, de, este rețeaua tarifare unică recomandată. Și s-o văd în vedere și vă explic eu, deoarece el ca un șef de piață, adică vă citesc din anexa numărul 2, punctul, noi am mai vorbit cu unii din dumneavoastră, că eu tot vreau să mă justific, să nu fiu și eu dușmanul poporului, conducător de unități economice mici până la 50 de angajați, adică ai subvenit salariul de la grei la 15 până la 16. Cred că aici au avut în vedere recomandate, sau 5-6-17, dar nu se depășească, nu 4. Dacă îi subvine coeficientul 1, nu se depășească, sau la 4. Eu am întrebare pe care mi-a pus-o domnul Cați, vreau să spun. Este problemă că îmi trebuie să răspund probabil. Eu trebuie să răspund așa cum este situația de fapt. Am adresat întrebarea asta la instanțe ierarhice superioare. Și îmi pare foarte rău cu doamna Gospun acum a stat, acum din păcate nu este. Este. Pentru că eu vreau să-i readresez din nou aceeași întrebare care am rugat să mă consulte din ei. Și mi-a promis, adică nu știu, poate e cautat, poate nu am mai aflat un răspuns. Am adresat această întrebare Academiei în care am reușit să-mi fac cursul de perfecționare, profesorilor care sunt în rândurile meu și deputat și vreau să vă spun că ei numai atât au răspuns, că dacă am ajuns noi, Consiliul, de fapt, dumneavoastră, în 6-a și ridicăm astfel de întrebări, este situația anormală totală. Adică, după părerea lor și, cum spun și legea aprobarea acestor state, trebuie să aibă loc total cu aprobarea bugetului. Nu știu eu cât este de corect, dar acum am luna 6-a, noi ridicăm asemenea întrebări. Totodată, iarăși, poți să întorci și spui că, dar cum să nu le aprobi? Cererea a fost depusă. Îmi pun întrebarea unde se află organul dat Inspecția Muncii, care atunci au spus că până la 31 martie eu să verifice. La fel. Nu știu o reacție. Adică chiar nu știu și eu cu dumneavoastră să votasc și eu trebuie după asta să-mi pun semnătura. Nu sunt sigur că am să contraținez această decizie. Poate doamna vreau să-mi explică. Ce înseamnă nu sunt eu sigur? Referitor la aprobarea statelor de personală, de prime municipale. De perioade, de știți că am vorbit. Înțelegeți de ce? Cu la finanțele, tu nu știu ce vorbește foarte clar că toate statele de personal, la începutul anului bugetar, se votează prin decizia Consiliului. Chestia asta, după cum eu înțeleg, el n-a fost pus. El ilegal, pot spune și așa, el ilegal și lucrează, pentru că statele de personal pot legislație în fiecare la început de an sau chiar în decembrie este aprobat pe anul viitor. Doamna Mărân, vă strat și cu atât mai mult că este stipulat și regulamentul de activitate de Consiliul Administrativ a Pieței, că nu l-a făcut, tot el l-a făcut. E aici, prea să aprobă și așa mai departe. Da, fiindcă asta este legislație, de ce e și-o pus acolo. Bine, așa și facem, nu ne-am înglodat, dar deși de fiecare dată cineva încearcă să ne bage în glod. Deși, nu dumneavoastră, cineva, nu vreau să vă puteți. Eu vreau să întreb. Țări de competență Consiliului, doamnă secretară, țări de competență Consiliului, aprobarea statelor și schema de remunerare. Clar, țin de competență. Vă mulțumesc, stimați colegi. Ceea ce s-a propus, eu rog să supunem votului și nu-i niciun temei pentru doamnă secretară să nu contrasemnez. Nu decid dumneavoastră. Eu stau în judecată, dacă nu o să contrasemnați, dumneavoastră o să contrasemnați prin instanță de judecată. Absolut corect. Nu este greu, nu știu de ce este voastră nu de una nu vrei să o ridicat, bine e așa. Nu, chiar eu nu mi-e sigur. Nu, nu. Este constant. Dați-mi voie. Dați-mi voie. Dați-mi voie. Dați-mi voie.
spital, ea scrie conform legislației vigoare și spune din ce motive domnule ei nu semnează. Deci mai departe nu prevede nimic. A doua oară îți spunem la vot aceasta și doamna secretară este obligată să spunem. Care sunt proiectul dumneavoastră, Adică să nu facem într-un punct două stadii de personal, contravin legii. Unul de la 1 ianuarie până la 1 mai și altul de la 1 mai mai până la sfârșit de an. Dar să fie două puncte. Sau unul, cum că se mai cam dat. Eu am o întrebare. Aș vrea ca să se explice și o parte și alta. Și înseamnă separat și separăm așa. Ei, vă spus, vedeți că până la noi noi am înainteat două variante de spate. Înțelegeți, uitați, vă aici și scrieți. De la 1-5 2012 cu salarii de 2100. Și de la 1 ianuarie până la 1 mai și aș fi 1100. Adică ați primit două variante de spate. Da, dar ce nu am venit la treia mare? Și că eu am un interes cu lui, dar ce sunt alcate revizorii și se întoarcă băinșorii. Ce? N-avem pentru ce aproba. Lasă alcate revizorii și se întoarcă băinșorii. Iată așa. Doamne, trebuie să explică ce sunt ceilalți domnule Călduță a fost depusă. Noi trebuie să trebuie așa la momentul ăsta. Poți să ridic decizia? Ați aprobat o decizie care sună în felul următor. A se remite proiectul de decizie înapoi în comisie spre examinare. Asta a fost, dacă nu mă greșesc, până la martie. Și de atunci întrebarea asta a fost înghețată. Nu mai a fost ridicată. Da, de acord, de domnul secretar. Și dumneavoastră astăzi veniți cu o propunere să-i aprobăm ștatele de la 1 ianuarie. Nouă ni s-a prezentat un proiect de decizie. Și domnul Bărăduță, că mi-a mare în gură când rostesc familia asta, el nu bine venit să vină la ședințe scrisii. Nu bine. De atât și s-a contramandat, să știți. Că noi am amânat decizia pentru următoare, luna martie. Astăzi suntem în luna iulie. Nimănui, doamna președinte, nu i-a trebuit ștate. Nimănui. Dar nu, eu nu votez pentru așa, că eu întăresc lui Pălăduț ceva de la 1 ianuarie. Nu votez. Dar votez de astăzi acolo. Dar eu sunt de atâta că au lucrat patici, au lucrat oameni, care au primit salarii și au mult pentru cei trebuie de educat ca să obțină lor salarii. Înțelegeți? Și așa, și așa, cum e salariul. Deci, sunt oameni care au salariile astea, așa că noi trebuie să fim și obiectivi într-o fel. Haide, hai să nu zic, dar numai nu pentru Pălăduț. Eu pare că nota informației foarte bine spune. Comisia, vedeți, o să apară situații de judecată. Da, situații plăcute și o să ne vinuiască Pălăduță, nu. Comisia nu lucrează să ne stabilit de stat. Eu ca cum văd, da. Eu nu degeaba nota informativă, am scris că comisia nu s-a convocat din cauza Pălăduță, a fost în concediu din aprilie. Deci, ce am de iasă, nu e bine. Adică, e situația foarte complicată, da? Cineva din
doamnă Tână și doamnă Tână, nu suntem noi vinoveți. Nu vinoveți, Argeri, dar cum o situația? Și toată lumea o să ne audă mâine pe radio. Nu suntem noi vinoveți. Și nu vă opriți. Vinoi nealte măgari. Ați înțeles? Ei ne ignorează totalmente, deci nu vin, se uită la noi. Pentru domnul Tinică primar nu are nevoie de consiliu. Asta e altă întrebare. Vreau să vă spun și care e vina noastră a consilierului, în dată ca așa secretarii și la toți angajații din viață, și domnul Pălăduț în nou beneficiat, spre zimt, odată cu bugetul, când a studiat noi, mare spate, și a prezentat în martie. Noi aici am să fie cum așa în care scotăm consecințele, în timp, dumnealui era obligat, am obligat și statutul și regulamentul instituției, ca conducător de instituție, să prezinte, să fie intrat, să prezinte la timp și să acopi state de personal. Am urmărit, bine, da. Eu am mai nu știu ce spun la voi și spun. Punem la vot și întărim proiecte de decizii cu anexele respective. Dacă se dorește de la 1 ianuarie să nu suferi oamenii, hai să vă dăm două scheme. Așa, poftim. Cine pentru ca aprobarea de stare? Să validăm ca ce să facem, doamne? Hai că poți să-i disertați, doamne, știm. Nu mai am citit din bugetul 6-7. Mai sunt pe Silvestru. Dacă bugetul, dacă bugetul, dacă bugetul, dacă bugetul, inclusiv și stare, înseamnă, prelnete bugetul spunic, se folosește bugetul pe bine. Deci el nu este trecut. Așa că oamenii care au primit salariul, au primit în baza bugetului și deciziilor făcute de anul trecut. Da, și eu primit. Acum, dumneavoastră, faceți altul. Din la toată de azi, dar eu sunt nevoit ca să facem numai de la 1 mai. Nu, iar sunt dumneavoastră în ziua de azi, pentru că s-a venit în vigoare de la data votării. În lege privind la actele normative se spune că actul se întâmplă odată cu votarea. Aprobare. Dar poftim eu. Spune-mi capăt. Adică aș să nu credeți că ceva se face în corect sau în favoarea cuva sau în defavoarea cuva. Doamna, dumneavoastră ați fost martor, iar mă întorc, îmi pare foarte rău cu punctul foarte des ca exemplu fală. De ce niște coeficienți și niște sporuri la salarii. A le pune cu întârziere nu-i mai bine decât nu-s de fel. Eu cred că le pun mai târziu decât nu-s de fel. Asta e problema. Mai departe, lucrurile discreția. Doamna, eu tot m-am gândit la momentul ăsta. Decizia dumneavoastră este o lege la nivelul cap. Legea nu poate avea efect retroactiv. Iată, nu puteți aprobați decizii care, de fapt, timpul ăsta s-au consumat. Nu cred că e corect din punct de vedere juridic. Deci, prima întâi, da, conform pădărârii noi, poate coeficient, înainte, precis ca efect. Da, efect retroactiv. În legătură cu modificarea... Dați-o și la dumneavoastră, dați-o doar să-i decizii. Și poate noi să facem doar o să-i decizii. O sembranieță, da. Și acum anieță. Da, da, da. Înseamnă că cum ar fi? La aprobarea statelor de personal și a schemei de remunerare a muncii salariaților. Noi aprobăm acum statele sau noi le modificăm, stați chiar ele. Nu, le aprobăm acum statele. Doamna, de ce i-am luat trebuie să spunem? El a venit cu statele. Poate ca să spunem de când? De asta. 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 De
Consiliu. Dacă sunteți de acord, adică dumnealui, ce a prezentat dumnealui și cum am calculat noi și voi decideți. Conducătorul întreprinderii, numărul de unități, 1. Coeficientul de multiplicare, dumnealui pune 4, noi am calculat conform hotărârii recomandate. Grilor. A grilor 1,6. Așa. Mai departe, vă rog, mă scuzați. Și adică noi discutând și ținând cont că nu am încă o dată interes de apă regie, că e tot în subordine sau instituție, întreprindere municipală, să știți că dacă verificăm după grile astea care le vedem nouă, atunci le-a dat dreptul ăsta, să le vizie în 2000. Ele sunt reale, înțelegeți? Dar așa se primește primarul de tatăl. Dar am făcea așa puțin aici la 2000. E bine și așa la are mai... Ei știți cum, întoarcem înapoi la ghec, este legea salarizării a unităților autonomiei financiare, în care spune clar că dacă are posibilitatea unitatea într-o primire dată, el poate să-și ridice. Dar ce e pentru a modifica legea? Contabilul unitate, dumneavoastră propune 1,8, noi propunem 1,4. Taxator, două unități, dumneavoastră propune 1,18, noi propunem 1,3. Paznici, 6 unități, dumneavoastră propune coeficientul 1 și rămâne 1 și operator tehnic 1 și tot rămâne 1. Adică la este 3 secunde. Eu gândesc așa, trebuie pus propunerea dumnealui la vot și propunerea inițiatorilor care nu ai dat... Ce e pentru propunerea domnului Călăruță? Aici ne-ați propuneți ca ședințele Consiliului să fie convocate trimestrial
Și atât, pentru că ultima am zis că tot a fost greșit și rămâne. Adică acestea sunt modificări care noastră ne propun. Da, da, doamna Cristina, și încă acum ca locurile de comerț în piață se distribuie prin... Este Consiliul Administrativ. Noastră tot dată să vedem. Dacă nu am să vedem, nu era aici. Nu era. Nu era. Nu era. A, da, am ce spus, da. Deja de activitatea aici, nu, da. Privind distribuirea locurilor de comerț. Asta la Dăujeț, nu da. Pe Lăduț, dar Consiliul. Da, da. Da, atunci sună așa. Dejează activitatea locurilor pentru amplasarea unităților comerciale, economice și lucrărilor de amenajare. Atenție, mărfuri produse agricole, lactate și carne. Ne-ați tot propus ca subiect și produse în tarmă prin distribuirea locurilor de comerț în teatru. Da. Să dejezi și această activitate. Adică schimbări, să înțelegi. Da. Și aici, în un moment, când stabilește în condiții legii responsabilitățile acolo era doar materiale conducător în trecut, ne-ați să propun să fie și cel mai mare. Asta e. Da. Da. Foarte bine. Foarte multe puncte așa alea sunt bine. Transparență mai mare, aici lucrez cu Consiliul, lucrez numai eu singur. Foarte bine, să spunem că atunci când ne-am întâlnit în ședința Comisiei de Specialitate a fost și domnul Pălătuță da. Și dumnealui e bine, s-a expus asupra acestui subiect foarte negativ, spunând că dacă dumneavoastră adoptați, acest Consiliu este un filtru de birocrație, mă rog, asta e părerea dumneavoastră, pur și simplu, ce nu e nimic de așa. Aici este o presă complică, adică el nu s-a expus asupra regulamentului, s-a expus asupra componenței Consiliului. El a regulamentul spus nimic. Nu, el a fost total împotrivă și la regulament, că duceți la multe bine, pentru că dumneavoastră spunea că noi confundăm momentele. Regulamentele acestea pot fi doar la societăți de acțiune, societăți mari care sunt, adică din cote cărți, dar ta se formează regulamentul. Eu spun ce a spus dumneavoastră. Și într-adevăr, s-a expus și mi-a dat foarte mult ca să ducem la cunoștința noastră momentul cu componența nominală. Deci vreau să văd cu cunoștința. Atunci, în 2008, a fost votat componența din 5 persoane. Eu, la fel pot să dau citire, era domnul primar președinte, era dreapta lăbuțimană, un consilier mașinesc și doi întreprinzători. Dumneavoastră ați adoptat o decizie 10-18 din 11 august 2011, când ați aprobat componența nominală din 13 persoane, tinic Alexandru Mănânc, la fel președinte, și ați spus ca consilier local este doamna Tihai, domnul Fotescu, doamna Mardari, și domnul Pairele, ca consilier și doamna Turcan. Rest sunt antreprenori și el ținea, adică, morțiș ca să, dacă ne-am dorit să schimbați componența, ce ține de excludere antreprenorilor. Adică el ține că n-ar fi loial față de rest și n-ar fi corect. Adică să fie doar de un consilier și nu fie primarul, managerul sau antreprenorul. Doamne, să fie și oameniște. Interpelare de la Comisariatul Rănal. În legătură cu necesitatea apărută pe cauza penală numărul 20-124-78-004, pornită de către Procuratura Raionului Șoldănești în baza articolul 327-1 Cod Penal Republicii Moldova, rog să includeți în ordine de zi a Consiliului Local numirea unui consilier în calitate de reprezentant legal al Primăriei Șoldănești în cadrul urmăririi penale la organul de urmărire penală, Procuratură și Judecată. Ofițer, domnul Dumnezeu Comedeal. Vreau să spun că l-am telefonat ca să-mi dau seama să pot și eu să vă comunic cam despre ce e vorba, că în numărul ăsta, că eu nu vă spun nici de asta, nu e de la știință, decât că este
articul cod între noastră cât, dumneavoastră, dar atât mi-a spus că este o ordonanță de pornirea urmăririi penale inițiată de domnul procuror Mârza Ion, la capitolul neacordarea autorizației au o grupă de antreprenori de lucrare, domnul Carpa, 7, așa mi-a spus, domnul Carpa, 7. Adică e necesar, părerea mea, ne-ați decideți, poate cazul cineva din Comisia de Specialitate, Drept și Disciplină ca să-l deliberați și să vadă, adică dumneavoastră așteaptă ca să cineva din ea să-l ducă și să ridici toate materialele, ordonanță, tot ce o să fie spus la cunoștința dumneavoastră. Mai mult nu pot să fie, este doar această interpelare. Da, da, păi doamna Cristina Nochier, acum nu putem să facem. Nu a fost inclusă vorbim, nu a fost inclusă. Greșeala mea nu a fost inclusă, dar bine, până la urmă aș lăsat-o special ca să... Ar fi bine să faci niște copii pentru noi și următoare și... Și clar, și comisia trebuie să fie. Cred că e următoare și bine să nu mai târziu de săptămâna viitoare. Noi să venim cu niște propuneri. Dar el nu a fost inclusă. Până prezentă cu doamna Cristina Nochier. Asta e includem. Noi includem Anunțați-ne la regulat să faci modificările pentru salarii profesorilor. Da, să fie la timp primit. Deci nu vă dați, vă rog, nu dați drumul manipulării primarului. Dacă el e plecat de mulgare, puteți să-i cum lucrăm felul de sol. Fiecare zi suntem de gata pentru modificare. Fiecare zi. Dar când s-a întâmplat, atunci când au primit profesorii, au fost pe jumătate să noi consilii. Și au tot și te-am contat cu profesorul. Deși atunci s-au primit că noi consilieri s-au vorbit cu notar, dacă dumneavoastră ne spuneți clar, cât primarul cumva. Atunci, vreți să vorbim la Conform legii 436, orice specialist din autoritatea
administrația Cușlocan nu poate activa toți, mai bine să toți activăm sub autoritatea primară. Corect. Doamna Cristina, atunci, deși când s-a primit problema, că profesorul nu a primit, nu ați intrat la primar și spuneți conform cu tare, bărie, pe din făceți, spuneți consiliul ca să primească profesorii. Bine, acum ați ajuns la niște chestii, că o să spuneți că iar nu ești învățat. Atunci, când foarte bine, conform legii convoacă sau trebuie din consilier sau primar. Ce e drept am eu sau doamna Elena? Dar bine, eu... Atunci, atunci...